Iar peste un an, micușorul meu s-a întors acasă la nevastă și m-a lăsat cu întreține. De-aia, zic, dar ce frumos te-ai gătit. Se vede că te-au crescut frumos, n-am ce zice. Nu ca șleampătele alea de le văd eu pe stradă cu pantalonii de li se vede buricul. Da, m-a invitat doamna Prăvulescu la masă. Da? Da. Bine, mami. Atunci facem așa cum te-am învățat. Zici că ești nepoata mea, da? Și că ai venit să mă vizitezi. Da, tanti Lucreția, stați liniștită. Vă las. Da. Poftă bună. Pa, mami. Pa. Cozimele pregătiri. Ce? Trebuie să schimbăm bluza. Foarte ciudat aici. Ce-i cu ăștia? Deschid o mercerie. Hai, mă, serios. Când eram mică, aveam o prietenă pe care o plăceam tare mult. Ne făceam armate de nasturi, ne băgam sub birou și ne băteam. La un moment dat a luat o forfecuță mică de pieliță și a vrut să-și decupeze sfârcurile. De ce? Nu știu, zicea că vrea să-mi facă un cadou. Adevărul e că sfârcurile ei semănau cu două inimioare. Auzi, dar tu de ce ai două paturi? Unul dintre ele e al lui Sandu. Mi-era frică să dorm singură. Cristina, haideți la masă! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur mult că ai venit pe la noi, Alexandra. Hai, stai jos! Ajută-mă, te rog! Alu, te rog, acolo e locul lui Sandu. Uite, tu stai aici lângă Cristina, tata în capul mesei și eu mai aproape de bucătărie, că mai am puțină treabă. Ia spune, cum ți se pare în București? Ești mai bine de un an, tata. Am stat încă mine, în regie. Și de ce te-ai mutat? Nu prea erau condiții. Fetelor, să vedeți ce condiții erau pe vremea mea, în anii 70, când am făcut noi facultatea. Dacă aveam un pat și un colț de masă pe care să punem parizerul, eram fericiți. Dar lumea se modernizează. Cristina, dragă, dar ce-i cu sacoșa aia plină de grăsimi în chiuvetă? A, eu am adus-o. Sunt niște ouă înăuntru și niște carne în untură de la ei mei. O fac foarte bună. Pai de mine, dar nu se poate, draga mea. Te trimit ca să te hrănești tu, nu să ne dai nouă. Te rog mult să o iei când pleci. Noi nici nu mâncăm așa cu grăsime multă. Cristina, te rog să nu uiți să-i dai înapoi când pleacă. Părinții lucrează în agricultură? Nu, nu. Tata e medic veterinar și mama e profesoară. Cristina, fii te rog, drăguță. Și au și niște găini în curte și anul trecut a zis tata și așa. Și și cunosc pe mama ta. Făceam inspecții prin școli. Pe vremea aia se muncea. Am făcut țara asta în lung și lung. De unde sunteți? Din Pietroșița. Ah, nu, acolo. Chiar că n-am ajuns. A venit și Sandu. Salut! Măi, Sandu, cum ai intrat iar așa? Pune și tu niște pătuți în picioare. Ce Dumnezeu! La ce te-ai fi uitând? Mi-ar mai face atâta gălăgie. Yummy! Nu, nu. Sandu, îți faci mâinile direct în farfurie, de față cum safirii se poate. A, nu, mamă, te relaxează-te și tu odată și hai să mâncăm, că la 500 să ajung undeva, da? Aoleu, tot poșircă din aia de data trecută? De ce poșircă, dragă? Că data trecută ai băut jumătate de sticlă, ți-a plăcut foarte tare. Nu că ar fi bețiv, bea și el așa, da, câteodată. Da, nu ar fi bețiv, doar trage la măsă. Ia lasă tu băiatul în pace. Hai să ciocnim în cinstea venirii Alexandrei la București. Da, pentru doamna ta, Alexandra. Bine ai venit. Și pentru noul meu pașaport. Dar ce-i cu ăla, dragul meu? Ce-i cu ăla? Păi tu ce crezi că ești din țară cu abonamentul de la RATB? Vrei să nu te mai bălăcești în platoul ăsta? Ia și tu-mi farfurie ca toți oamenii. N-am de gând să mănânc după tine că fac herpes. Ai, nu mai fi așa sensibil. Mă întreb unde crezi tu că poți să pleci cu pașaportul ăla așa dintr-o dată? La Pitești.
Nu fi obraznic cu tata, că îți vrea binele. Nu mai zic nimic, că e domnișoara de față, dar continui să te porți ca un neisprăvit. Doamne, sunt foarte bune vinetele. Cu ce le preparați? Mă bucur mult că îți placă. Cu un pic de maioneză, un pic de ceapă, le dă un gust mai fin, nu? Foarte bine. Ai bluziță foarte drăguță și Cristina are una la fel. N-are și eu una? Da, eu i-am cumpărat. Păi da, e a Cristinei. I-am împrumutat-o eu. Ah, îi vine foarte bine, nu? E frumoasă. Îți vine mai bine ca lui Sormea. Poți să o păstrez. I-au purtat fără sutien. Ce faci, mă, mamă? Faci semne? Ce tare e. Nu, nu e tare. Nu ești tu obișnuită cu tăria. Ei, nu sunt obișnuită. Ea e obișnuită cu orice. Eu nu am nevoie de întăritoare. Da-ți-l, uite, probă de curaj. Cristina, tu ai făcut asta? Eu. Mai bine te-ai duce la un doctor. Cred că s-a infectat deja. N-are nevoie de niciun doctor. Până săptămâna viitoare să fie complet vindecată. Asta din cauza tinichelelor alea care ți le-ai pus în urechi. Ce vă mai fudoliți voi, fetele, și după aia trageți ponoase. Să spui ceva, o cremă cu antibiotic. Tu ești în stare să dai găuri? Ce? Găuri. Știi să dai? La ce găuri te referi? Vezi că îți sună telefonul. Eu nu știu de ce vă împungeți voi atâta. Parcă n-ați fi frate și soră, zău așa. Da. Vrea cineva puțină cola? Telefonul să nu desfaci. Lasă-mă pentru mai târziu, că iau sus la Alex. Cum de tu? Cristina, fii amabilă, dă puțin platou. Am uitat să vă spun. Am vorbit alaltă ieri cu doamna Negulescu și mi-a aranjat să stau vreo două luni la o verișoară de aia din Elveția. Vrei să pleci? Da, plec pentru că mi-am dat seama că nu știu să dau găuri. Și pleci cu baba aia? Cristina, doamna Negulescu nu e deloc în vârstă. Dacă nu era ea, era mai de capul, știi? Da, mă, norocul lui că a ajuns băia bun la toate la ea în firmă. Și? Alte servicii mai prestezi? Sandule, nu rânge, știi că nu suport. Nu mai rânge nesimțitul. Te dai mare aici cu noi și spui prostii de față cu toată lumea. Gata, domnule, stai. Nu-ți e rușine să-i spui porcării lui soarta? Lasă, dragă, nu mai face semne, că știu eu ce spun. Nu se fac, dragă, niciun semn. Aurele, potolește și stai și tu jos odată. Ați mâncat? Poți să strâng să aducem supă? Ia zi, Cristinico, vrei să dormi la mine seara asta? Nu pot. Mie că deranjez. Poate vine doamna Negulescu în vizită. Tu dormi acasă. Ha, lasă prostiile. Zi, vii? Nu, dorm la Alex. Deci în momentul ăsta te ridici de la masă și pleci. Unde să mă mai ridic? Te ridici și pleci de măgar și măgăriță ce sunteți. Lasă-mă, dragă. Alexandra, ești tu așa de drăguță să... M-ajuți. Cristina, ai și tu.